Salut YouTube! Bine ați venit la Butulgă! Este weekend și am ieșit să testez posibilitățile acestui cuțit de la Mora Mora Bushcraft Black. Am aici o creangă de o bucată dintr-o creangă de stejar. Este un lemn tare și în plus acesta are și un dita mai nodul poziționat aici. Vom încerca să vedem cum se descurcă acest cuțitaș la sarcini de baton. Poziționăm cuțitul deasupra lemnului și să vedem cum se va descurca. La prima lovitură, după cum bine vedeți, a intrat în lemn, a intrat adânc și a creat deja acea crăpătură care a ajuns până undeva aici. Vom continua să lovim cuțitul. Așa cum v-am spus, acesta nu este full-ten. De aceea evit să lovesc în zona mânerului. Voi încerca să lovesc mai mult în zona vârfului. După cum bine vedeți, se pare că nodul a ajuns până în mijlocul crengii. Vom continua. În acest moment mai am foarte puțin lemn din afară, de aceea îmi vine greu. Se pare că am trecut de zona nodului. Voi încerca să mai scot din cuțit pe exterior. Și după ce am trecut de nod, nu este niciun fel de problemă în a despica pe lungimea acea creangă. Avem și aici un nod, avem și aici acel nod care are corespondent pe partea cealaltă. Haideți să încercăm să spargem și în această poziție pentru a putea face ulterior feather stick. Deși cuțitul nu are o lamă foarte groasă, intră totuși destul de ușor în lemn. Nu sunt probleme. Chiar dacă întâlnește noduri, vedeți aici avem un nod, am să vi-l arăt, un nod urât, uitați-l, toată zona respectivă era nod. Cu toate acestea, cuțitul nu a fost împiedicat să treacă dincolo și să spargă lemnul respectiv. Haideți să încercăm să spargem și pe partea aceasta, după cum bine vedeți, a rezultat o curbură nu foarte bună dacă vrem să facem feather stick. Încercăm să-l spargem așa și ulterior să-l despicăm un pic mai mic. Vedem ce iese. Am mai luat un pic din curbura care ne-a încurcat. În acest moment putem spune că am obținut o bucată de lemn pe care putem încerca să facem feather stick. Haideți să vedem cum se descurcă la acest capitol. Așa cum am spus, lama este ascuțită după model scandinav. Trebuie să fiu atent să nu muște foarte adânc în lemn, să nu obținem niște pene foarte groase. Cuțitul taie, bărbierește practic. Lemnul este foarte vălurit, foarte ondulat pe zona unde tai, de aceea marea majoritate a penelor pică. Abia acum s-a mai îndreptat un pic și are și un început de nod în această zonă, dar trecând peste, veți vedea că am reușit să obțin niște cărbionți cel puțin acceptabili.
care vor putea fi folosiți fără probleme la aprinsul focului. Este o tehnică elementară aceasta și tot elementar este și faptul că trebuie să ne alegem bucata de lemn înainte de a începe să facem featherstick. Așa cum v-am spus, aceasta are toate elementele pentru a fi evitată. Fibra ondulată, esența tare și așa mai departe. Cu toate acestea, învârtind lemnul, am obținut niște pene care pot fi folosite fără probleme la aprinderea sau la întreținerea unui foc. Cam așa ceva am reușit să obțin. Eu zic că nu sunt foarte rele. Dacă le puneam socoteala și pe cele căzute, cuțitul se descurcă foarte bine la acest capitol. Este un cuțit mic, evident, nu se poate face chopping agresiv cu el. Totuși am tăiat această caindă de zarză, care crescuse într-un gard, și voi face chopping ca să vedeți cum se descurcă la crenguțe de genul acesta, în cazul în care avem nevoie să curățăm o altă crengă. Vedeți, cuțitul este ușor și cu toate acestea a fost capabil să taie și două crenguțe dintr-o lovitură. Vom relua tehnica batonic, să încercăm să-i punem, să reducem locul unde se curbează. Nu are cuțitul nicio problemă în a tăia lemnul. Haideți să încercăm să facem din această bucată de lemn un țăruș de cort. Trebuie să-i punem un vârf la unul din capete. Vedeți că acest cuțit taie foarte bine, nu avem niciun fel de problemă cu el. Am reușit și am pus un vârf care este chiar prea ascuțit pentru țărușul de cort. Vom curăța partea superioară, astfel încât să nu se despice țărușul. După care vom aplica acea crestătură în forma cifrei 7, pentru a putea lega de ea sfoara necesară ancorării cortului. Nu por mânuși și de aceea spinarea ascuțită la 90 de grade mă jenează un pic la degete, acesta fiind cam singurul inconvenient pe care l-am găsit cuțitului. În schimb, într-un timp foarte scurt, cu ajutorul cuțitului, am reușit să facem un țăruș de cort acceptabil. Vom mai adânci un pic de amorul artei crestătura. Deja am ajuns la măruvă. Nu este indicat să trecem de acest punct. Dar pentru a vă arăta, cam așa arată țărușul în cauză. Totul într-un timp foarte scurt, cuțitul taie foarte bine, face featherstick foarte bine. Și haideți să vă arăt cum se descurcă spinarea, care este ascuțită și cu fetwood, respectiv cu amar. Din undeva aici, pentru că tinde să arunce în afara buturugii, bate un pic și vântul, tinde să arunce în afara buturugii, spuneam, fără negustul pe care îl obținem. După cum bine vedeți, curăță foarte bine bucata de fetul.
într-un timp relativ scurt am obținut această grămăjoară care se va aprinde foarte repede. Dacă peste vom adăuga și așchiuțe și chiar o așchi mai mare, așa cum v-am arătat la testarea cuțitului Cansbol, focul obținut va fi unul care ne va permite, dincolo de orice dubiu, să aprindem un foc mai mare. Iată nelipsita scoarță de mesteacăn. N-am să pun decât o bucățică, după care vom încerca să ardem penele pe care le-am obținut. Vom utiliza într-o aprinsul focului anarul cu care vine cuțitul. Este anarul special al celui de la Mora. Așa cum v-am spus, este unul foarte bun, eu sunt mulțumit de el. Și haideți să încercăm. S-a aprins, dar s-a stins repede. Gata. Haideți să vedem dacă reușim să aprindem și scoarța de mesteacă, când s-a aprins. Și în acest moment putem fără probleme să punem deasupra penele pe care le-am realizat și veți vedea că inclusiv acestea au luat foc, deși lemnul nu este tocmai uscat. Așa cum vă spuneam, fără niciun fel de problemă, cu acest cuțit care vine dotat cu amnarul acesta, putem aprinde fără probleme foc în natură. Cam atât am avut să vă arăt despre cuțitul Bushcraft Black de la Mora. După cum bine ați văzut, se descurcă și la batoning, se descurcă și la chopping lejer, se descurcă foarte bine la chopiturile necesare pentru a domni diverse obiecte Bushcraft. Cuțitul este dintr-un oțel carbon care este echivalentul lui 1095, deși am bătut în noduri care ați văzut au fost destul de urâte, nu avem probleme cu el, nu sunt roluiri sau ciobiri al lamei. Este un cuțit foarte bun, un cuțit care, așa cum am spus, mi-a plăcut, un cuțit la care mă întorc, deși a fost achiziționat acum ani buni și folosit cu intermitențe destul de mult de atunci. Bun, cam atât am avut să vă arăt. Urmează să ne întâlnim data viitoare la prezentarea unui alt cuțit. Un weekend plăcut în urmă!